Profesor, politolog, bună seara, doamnă, mulțumesc pentru prezență. Nu ne-am văzut de un an de zile, ca să zic așa. Bună seara și la mulți ani! V-au venit facturile? În România mă refer. Ați putut face o comparație cu facturile la gaze și energie din România cu cele din Germania sau... Deci, ca să răspund pe scurt, da, mi-au venit toate facturile și la București și la Sinaia și nu m-am îngrozit mai mult ca de obicei. În general, în Germania plătesc mai puțin decât plătesc în România, dar acele facturi extraordinare, astronomice, catastrofale pe care le-am auzit prezentate la televiziune, eu nu le-am primit. Am primit niște facturi, ca să zic așa, destul de normale, făcând parte și dintre cei care vara trecută au butonat și au ales un furnizor în momentul în care a existat oferta respectivă. Poate o să vină în februarie sau poate veți fi ocolită, veți avea norocul să probabil, scăpați. Dar impresia mea e că vorbim de două categorii de facturi, că sunt facturi mai crescute, care vin unor oameni și sunt facturi care sunt de-a dreptul aberante sau greșite, care au existat întotdeauna, pentru că la noi în utilități lucrează oameni la fel de slab ca aia de la fisc, care uneori pun zerouri în plus și așa mai departe, și că trebuie să deosebim unele de altele ca să avem o discuție normală, pentru că facturile care apar la știri, multe dintre ele, sunt aberații. Da. Nu sunt contextul general este de creștere de prețuri, chiar dacă nu... Contextul general e de creștere peste tot, așa este, absolut. Bun, ați văzut scandalul, deja e de două zile, PSD-iștii cer demisia ministrului liberal Virgil Popescu, liberalii au încercat astăzi să contraatace atacându-l pe Alexandru Rafila pe tema vaccinării, pare că a început scandalul în coaliție, care, până la urmă, ce vor să arate PSD-iștii pe de o parte și liberalii pe de altă parte, în opinia dumneavoastră? Să paseze niște responsabilități, să puncteze electoral sau... Deci, după părerea mea, în România nu a existat niciodată, cum să spun, o coaliție de guvernare care să dea dovadă de maniere și care să aibă un protocol de comunicare normal, cum este în țările în care există o asemenea obișnuință, unei asemenea coaliții, țări precum Germania sau Olanda sau Danemarca, unde totdeauna există guverne de coaliție și unde este în general exclus ca șefii de partide să iasă și să spună alte lucruri decât cele care sunt deja agreate în cadrul coaliției, chiar dacă fiecare mai transmite și semnale la electoratul lui. La noi asta nu o să se întâmple niciodată. La noi și coalițiile foarte coezive, cum erau Alianța Da, dacă vă aduceți aminte, care totuși era de aceeași parte ideologică, Băsescu și Cutăricianu, și coaliția de anul trecut și coaliția asta, vor fi totdeauna coaliția câinele cu pisica, în care fiecare unul va vorbi pentru pisici și la televizor altul va vorbi pentru câini. Dar asta nu înseamnă neapărat că aceste coaliții se vor rupe. Deci nu trebuie să ne uităm numai la scandalul public ca să prezicem dacă asemenea coaliții se țin sau nu se țină împreună. Părerea mea e că nu e niciun pericol de rupere la coaliția asta. Exact situația asta din energie și exact situația din pandemie din România arată de ce oamenii ăștia sunt împreună. Ei sunt împreună pentru că niciunul dintre ei nu își pot permite să-i lase doar pe ceilalți. Asta este, de fapt, chestiunea. Și atunci ei vor rămâne împreună. Și trebuie să ne obișnuim însă cu cacofonia asta în care sunt folosite arme nepermise în Occident, în care obții decizii în interiorul coaliției, nu discutându-le acolo, ci fiecare mergând la televiziunile lui și trăgând cutunul acolo ca să-și creeze un avantaj în negocierile de după aceea din interiorul coaliției. Apropo de energie și de gaze, vedem o știre legată de CSAT. CSAT-ul, Consiliul Suprem de Apărare al Țării, intervine în criza asta. Practic, e intervenția președintelui României, care este șeful CSAT. Aici, apropo de atmosfera de cacofonie, da, ați văzut, liberalii, ministrul energiei, spune nu e treaba mea neapărat, deși am făcut un proiect de lege în octombrie prost, care s-a dovedit că nu ajută prea mult, da, maxim 10% au reușit să scadă din facturi, spun specialiștii, prin proiectul de anul trecut. E treaba ANR-ului, care este o falangă politică a celor de la PSD, ei controlează ANR-ul, este Consiliul Concurenței, unde este un domn, nu știu, de vreo 10 ani, cred că, un anume domn Chirițoi Bogdan, care ar avea Chirițoiul, care ar avea atribuții, mai este și protecția consumatorului, e o pasare de responsabilitate, plus CSAT-ul. Acum, să facă CSAT-ul ce? Să-i
nu știu, să-i acuze de trădare națională, ce să facă CSAT-ul? Da, deci, după părerea mea, unele instituții de control pot să se ocupe de unele lucruri pe termen scurt, adică pot să se ocupe de erori, de greșeli aberante, de abuzul unora care întotdeauna în România când statul creează o subvenție, dar asta e o lege logică a pieții, când se creează o subvenție apar niște speculanți, da? Deci de aceste lucruri se pot ocupa agențiile astea. Dar altfel, întreaga discuție, de fapt, este ridicolă și noi ne aflăm în această situație. Pentru că lucrurile au fost tratate extrem de incompetent. Deci toate astea de care vorbim sunt niște soluții pe termen extrem de scurt. Sigur că acum e iarnă, că oamenii acum au nevoie, dar hai să fim serioși. Deci cred că și omul cel mai nevoie aflat, între care trebuie spus cu rușine, eu nu mă număr, deci eu nu sunt un om potrivit să mă întrebați pe mine ce facturi am. Da? Clasa mijlocie din România, după părerea mea, își permite facturile astea pe care le-a primit. Da? Ce ne facem cu oamenii care sunt sub acest nivel de venit, acolo e problema. Dar problema este că știam că acești oameni nu își vor permite facturile. Liberalizarea asta europeană era în calendar și a fost întârziată de ani de zile. Eu cred că sunt 10 ani. 10 ani de când eu am îndrumat o teză la Berlin a unei studente românce, care după aceea s-a dus să lucreze la Petrom pentru scurtă vreme, despre impactul liberalizării energiei în Europa, impactul acestei legislații europene în clipa în care se va aplica în România. Deci documentele la care ar trebui să ne ducem nu este ce a dat CSAT azi sau legile lui Virgil Popescu din ultimele 2-3 luni, când nu știa nici el cum să mai cărpească balonul din care scapă aer pe toate părțile și în acela căruia suntem cu toții, ci documentele pe care le au partidele. Cu ce au venit partidele astea la guvernare? Ce scria în capitolul lor de energie? Ce au cerut să se pună în PNRR ca pe termen lung în România să existe o suficientă ofertă în domeniul energiei, astfel încât să nu depindem de când ne cresc rușii prețul la asta și să nu suporte populația cea mai săracă costurile măsurilor verzi. Pentru că și asta era foarte clar că se va întâmpla, da? Sunt consecințe nedorite al unor politici la care nu s-au pus pe față nimeni. Toți vrem numai o Europa verde, renew, toată lumea. Europa verde a fost băgată pe timpul pandemiei, un moment destul de nepotrivit. Da? Zicându-se cu multă ambiție că o să rezolvăm pandemia rezolvând și schimbarea de climat. Eu am auzit asta foarte mult în ultimii 3-4 ani. Dar care e logica, mă scuzați? Adică cum au făcut legătura logică între cele două subiecte? De curiozitate. Vă explic cum. Și aici vă explic și rezervele mele de profesor de politici publice, care adesea predau politici cost eficiente. Deci îți spui așa, oricum trebuie să cheltuiesc această sumă enormă pe schimbarea de climat, da? Și nu am două rânduri de bani. Deci nu am, să zicem, nu știu câte miliarde, n-am 100 de miliarde să dau pe schimbarea de climat și o altă 100 de miliarde să dau economiilor să se relanseze în momentul în care toată lumea, toate economiile au fost gripate de pandemie. Și atunci ce îmi propun să fac? Îmi propun de fapt să vă dau 100 de miliarde pentru schimbarea de climat, care deci va merge în teorie, că în PNRR-ul românesc nu e așa, dar în teorie ea trebuia să meargă mai ales către zona din sectorul privat, care va profita din povestea asta cu schimbarea de climat, și aici sectorul privat se va dezvolta și vor fi motoare economice care vor conduce la transformarea asta economică înspre zona verde. Da? Să o dăm lor și asta să ne servească practic de relansare și reziliență. Nu-i vorba să dai la fiecare egal. Da? Nu ne propunem să ajutăm industria de cărbune să iasă din pandemie bine. Numai că acum vedem că de fapt nu eram gata să înlocuim industria asta de cărbune. Că nimeni nu e gata peste noapte, mai ales nu e gata cine nu se pregătește. Din nou spun, hai să luăm programele PNL, USR, cine mai la guvernare, PSD, UDMR și să vedem ce scrie în aceste programe la faptul că liberalizarea energiei în Europa e iminentă pentru România, că fusese amânată de câte ori se putea și că uite vine, nu? Am văzut ce s-a întâmplat cu vestele galbene în Franța în momentul în care măsuri mult mai mici au fost introduse de Emmanuel Macron, mult mai mici. Păi oamenii care îți duc cu scuterul la lucru au ocupat toate autostrăzile și au blocat țara timp de luni de zile, nu? Asta s-a întâmplat. Pentru că oamenii nu au fost dispuși să plătească ei acest preț, prețul trecerii la energia verde. Și ăsta trebuie să-l plătească cine își poate permite și trebuie explicat, negociat, trebuie ca lumea să știe, lumea să participe. Dar noi am cumulat acum mai multe lucruri. Deci am cumulat liberalizarea la energie, care oricum venea peste noi și care și aici trebuie să spun ceva, da? Deci înainte ca Europa să liberalizeze energia, a existat în spațiul european
european, modelul Angliei. Englezii au fost primii, fiind cei mai liberali, care au început acest unbundling în domeniul energiei și așa mai departe. Asta este o altă teză care am îndrumat-o acum mai bine de 10 ani, 12, 14, nu mai știu exact. Ce s-a întâmplat în Anglia, care a fost prima care ne-a arătat drumul? Teoria spune că în clipa în care faci acest lucru, ai să ai mai multă competiție în energie și prețurile vor scădea. Da? Numai că ce s-a întâmplat este că în Anglia au scăzut prețurile imediat, 2-3 ani după liberalizare, și urmă pe termen mediu, ele au crescut. Și pe termen lung au tot crescut. Deci de atunci nu s-au mai oprit din crescut. Deci din nou și aici se putea înțelege că această consecință nedorită, aceste decizii pe fond ideologică să liberalizeze energia, da, în Europa, care nu e exact o piață clasică, să spui că ai să ai imediat concurență. Concurența depinde de investiții foarte mari și e greu să prevezi concurența într-un moment de transformare sistematică, când vrei să treci complet de la cărbune la noi forme de energie. Stai puțin, că asta durează foarte mult, nu? Da, o piață nespecifică, mă scuzați, unde există de regulă 3-4 jucători, mari producători de gaze, de energie, distribuitori, furnizori la fel. Apropo de criza asta, îmi spunea cineva astăzi că cam toate companiile medii și mici, furnizori de energie și gaze, au dispărut, au închis afacerea și au rămas doar cei mari. Gen E.ON, ENGIE, marile multinaționale au mai rămas în picioare pentru că au resurse financiare. Dar apropo de situația asta cu energia, văd că în Ungaria, în Polonia, au început guvernele să aplice prețuri reglementate la făină, ulei, zahăr, facturi de energie, de gaze. Adică se intră pe un alt fel, adică intrăm într-o altă lume, într-un alt sistem până la urmă, exact. În care statul vine și spune mâine kilogramul de zahăr este 5 lei sau 3 euro, punct. Și nu vei putea vinde mai scump de atât. Înspre ce ne îndreptăm? Da, foarte, foarte bună observația asta. Deci sunt două lucruri de zis aici. Deci unul, că aceste comete diferite, asta cu transformarea sistematică în domeniul energiei și cea cu liberalizarea, care nu aveau de face una cu alta, da? Ele s-au întâlnit și au unit cursul, acum avem un fel de cometă de două ori mai mare și care se știa că va lovi. Da? Și a venit și a lovit, deși se știa de ani de zile că a lovit, nimeni n-a făcut nimic ca în filmul cu cometa. Da? Și acum, aia pe termen scurt, au izbucnit incendiile peste tot și vai, 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 cum le stingem. Da? Mult mai bine era dacă prevedeam ceva, pentru că tot ce se poate face pe fond acum va lua timp. Da? Toate lucrurile care trebuie să le facem înainte și ar fi durat ani de zile, vor lua ani de zile de acum înainte și deci nu pot să rezolve facturile. Da? Ce se întâmplă este că lumea trebuie să înțeleagă că Uniunea Europeană este un spațiu foarte liberal. Da? Este un spațiu ideologic liberal. Asta nu e nicio concurență cu ideea că în același timp e un spațiu social-democrat, dar economic el este liberal. Modelul gândirii este un model complet liberal și acest model începe să se destrame datorită acestor dificultăți foarte mari pe care le-am O secundă, da? doamna Pipidi. Liberalul să nu se transforme într-o junglă, pentru că, apropo de plafonare, am avut o discuție, înțeleg că nu se poate din punct de vedere tehnic, o plafonare la prețuri, la energie și la gaze pentru veniturile mici. Nu se poate așa ceva. Nu știu, ai un venit de sub 2500, sub 3000 de lei, plătești un anumit preț la gaze și energie electrică și cei care își permit din clasa medie, cum spuneați dumneavoastră, să plătească la prețul liberalizat, să zic așa, mai mare. E echitabil, da, deci așa ceva? Pe termen lung, cam asta se va întâmpla. Numai că asta nu este o plafonare, de fapt, în mod real. Adică termenii sunt un pic înșelători. Cineva va plăti acea diferență. Deci statul să plătească pentru consumatorii mai săraci. Da. Pe de altă parte, statul înțeleg că își propune să renunțe la TVA. Dacă își renunță la TVA, te întrebi din ce va finanța statul plata pentru consumatorii mai săraci dacă se renunță la TVA pentru toată lumea. Deci, atenție, pentru că noi am făcut, deci, măsurile lui Virgil Popescu erau, după părerea mea, bine intenționate, dar au creat anumite mecanisme care distorsionează piața, adică erau bine intenționate, dar stângace. Și măsura de a tăia TVA-ul la toată lumea este la rândul ei o măsură stângace. Da? Deci aici nu merge așa, aici trebuie să ai niște profesioniști și ceva negociere ca să rezolve această chestiune. Și ce voiam să spun este că, din păcate, acest model economic european, care în Europa funcționează pentru că el nu este contra unui model social-democrat. Nu este deloc contra ceea ce vorbim noi acum, contra ajutorului pentru cei mai defavorizați. Pur și simplu este o încredere a faptului că nu te poți amesteca
în mecanismele pieții și toată legislația europeană este făcută pe acest lucru. Da? Ce se întâmplă este că avem țări ca Ungaria și Polonia care nu mai cred în acest model, care sunt populiste pe față și care spun, domnule, nu mă interesează, eu îmi permit, am avut un an economic bun, am această rezervă, eu voi plăti pentru că am alegeri, nu? Domnul Orban are alegeri, domnul Victor Orban are alegeri acum în luna aprilie. Și asta este, el începe să-și cumpere alegerile practic direct, lucru care ar fi de neconceput în restul Europei, dar are libertatea să o facă, are absolut libertatea să o facă, nimeni nu îl poate împiedica. Și acest lucru, deci ce fac Ungaria și Polonia, aceste lucruri nemai văzute, da, și nedoctrinare pe niciun manual de economie, vor acționa ca un model, deci s-ar putea să-i copie și alți politicieni. Cei de la PSD, doamna PPD, de vreo două zile, cei de la PSD, repetă și spun, domnule, nu din 1 aprilie TVA 5%, cum a spus domnul Ciucă, de la 1 februarie TVA 0. Și probabil că vor veni și cu tipul ăsta de plafonări de prețuri pentru alimentele de bază. Repet, făină, ulei. Ok, am înțeles. Pui TVA adică zero, mercurial, nu? Nu așa era înainte de 89 sau cum e? Prețurile, poți, nu, deci eu n-am obiecții contra acestei măsuri pe termen scurs, așa, dar de nou, măsurile astea trebuie gândite. Și dacă prețurile continuă să crească, da? Deci TVA-ul l-ai retras o singură dată, retrăgându-l complet de la toată lumea, inclusiv de la industrie, de la oameni care ar avea de unde să-l plătească, de fapt, ce se întâmplă? Rămâi fără o foarte importantă sursă de venit. TVA o sursă foarte importantă de venit. Și tu ai de făcut în zona asta, ca să rezolvi problema asta pe fond în viitor, ai de făcut investiții foarte mari. Investițiile astea s-au pus în PNRR. Eu, din câte m-am uitat în PNRR, nu am văzut că PNRR-ul nostru abordează sistematic, cum ar fi trebuit, că ăsta era vehiculul care trebuia, trecerea de la acești producători pe care i-am avut noi pe cărbune sau de la hidrocentrale spre energia verde cu acest caracter clar, cu un plan în câți ani or să intre aceste noi surse și care o să... Eu nu am văzut așa ceva. Și dacă nu este acoperită din fonduri europene deja, înseamnă că va trebui să o acoperim noi. Și dacă o acoperim noi, ideea de a renunța complet la taxele pe care le strângi din consumul energetic, nu este o idee chiar așa bună, mai ales că taxele sunt și un stimulant negativ să nu se mai consume așa mult. Poate că există și zone care pot face economii de energie, dar România nu e cea mai rațională țară. Paranteză. Este strategia a semnat Guvernul României anul trecut un parteneriat cu o companie privată americană, dacă știți, pentru microcentrale nucleare. Adică este o companie care a refurbișat, a transformat un proiect de reactoare nucleare pentru submarine, l-a refăcut și fac mici centrale nucleare folosind tehnologia asta pentru submarine. Și urmează să avem multe mici centrale nucleare pe bază de motoare de submarine nucleare. Cam asta e strategia de prozaic vorbind, simplificând. Dar am auzit am auzit că acela e un proiect pilot și că nimeni niciodată încă nu a fabricat energie pe acea cale care are și riscuri. Lumea a râs de Germania. Germania a renunțat complet la centralele nucleare după accidentul de la Fukushima, deși evident că nu suntem în pericol de tsunami în Germania, dar cu toate astea opinia publică a fost atât de speriată când a văzut ce se poate întâmpla, că s-a renunțat la astea. Deci nu cred că mai multă energie nucleară, mi se pare că noi nici centrala nucleară pe care o avem nu o folosim la toată capacitatea, deci mai bine să fim mai realiști și să ne gândim la un mix mai multe direcții decât să începem cu proiecte pilot care pot să aibă riscuri, nu? Ne-am temut de cianura de la Roșia Montană și acum vrem să dăm drumul la ceva mult mai periculos. Deci, pe scurt, eu nu sunt un expert în energie. Sunt convins că sunt oameni mult mai calificați decât mine, dar din perspectiva mea de politici publice, ce e clar este că s-au adunat un număr de lucruri previzibile, care era clar că urmează să aibă costuri și că nu a existat niciun plan cum să existe suficientă concurență ca să ai cât de cât niște creșteri mai mici și mai rezonabile și nici cel de-al doilea plan, cum diferențiezi între consumatori astfel încât să nu-ți risipești toți banii de la buget plătind energia, că dacă îi risipești, nu ai din ce plăti aceste noi investiții în energie alternativă. Energia necesită infrastructură, nu poate să o facă numai sectorul privat. Da? Trebuie ca statul să cheltuiască ceva. Și e clar că planurile astea nici în acest moment nu sunt puse, nu există și nu sunt foarte coerente, deși vă spun din nou, după părerea mea, există oameni care se pricep. Însă nu cred că au fost consultați și nu cred că în această coaliție s-a făcut în acest moment un plan pe termen scurt, un tam pe mediu, ci numai să discută la televizor ca să
transmită fiecare la electoratul. Îngrijorarea în societate este mare, de așa natură, zicem eu, sau e opinia mea, încât oamenii au dat în plan secund, poate și la alte, sub locul 2-3, chestiuni legate de pandemie și de valul 5. Marile discuții acum sunt despre facturi și despre ce se întâmplă cu prețul la alimente, la utilități. Pandemia nu mai interesează în România, deși liberalii astăzi, prin purtătorul de cuvânt, l-au atacat pe Rafila că a îngropat campania de vaccinare. Credeți că mai este o temă mai de interes povestea asta cu pandemia? Apare un fel de asta, asumare mioritică. Asta e, va veni, vedem ce facem, vedem cum scăpăm. Cam asta este atmosfera la vârful statului. Da, păi nici nu mai aveau ce să mai facă în acest moment. Deci Rafila nu are decât vina că nu a trântit ușa și nu a plecat în momentul în care nu s-a dat certificatul verde la vreme. Dar în acest moment, să fim serioși, pentru valul care vine, certificatul verde ar fi târziu să rezolve ceva. Că el trebuie dat oricum, pentru că și dacă se inventează un nou vaccin contra Omicron, noi tot riscăm să nu-l facă pe acel vaccin două treimi din populație din România și să se perpetueze. Asta este cert, da? Dar, din nou, astea sunt chestiuni care interesează pe șefii de partide și ministrii sănătății, pentru că sunt puși acolo numai ca să dea declarații de presă, dar niciunul dintre ei nu a avut forța suficientă să spună clar ce trebuie făcut și să spună că nu și-a răspunderea și pleacă dacă nu se face. Pandemia va fi peste noi în 2-3 săptămâni, atunci se va vedea că din cauza multelor infecții o să umplem din nou spitalele, dar hai să fim serioși că pandemia n-a fost în România o mare problemă decât în măsura în care oamenii au fost afectați direct și personal. Deci poate că un lucru care l-am învățat despre noi și aș fi preferat, sincer să spun, să nu-l fi văzut și să nu-l fi remarcat, este că românilor de fapt nu le pasă. Nu i-a păsat absolut nimănui de prin ce au trecut alți oameni în spitale și prin ce a trecut sistemul medical. Nu i-a păsat absolut nimănui. Oamenilor le-a păsat că nu s-au putut ei duce la nunți, la botezuri, că au existat consecințe economice, că nu s-au închis restaurantele, de asta i-au păsat. Iar acum, în fond, totul e deschis, să fim serioși, că eu n-am văzut în această țară așa ceva, scenarii roșii, dar de fapt totul e deschis. Mergi prin București, ușile la Bavier sunt deschise. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Pe lângă faptul că în afară de câteva centre comerciale, nicăieri, nici într-un spațiu public, nu se mai cere certificat, da, pentru acces, repet, în restaurante, în zonele publice, nu se mai cere absolut nimic, e o formalitate. De unde atunci, în societate, în România, curentul ăsta extrem de virulent, antivaccinist, antimăsuri restrictive, antipurtat de mască, am văzut că din nou, după ce au anunțat săptămâna trecută, domnule, masca FFP2, din nou au început poveștile legate de botniță, de libertatea de a te deplasa fără mască, lucruri de acum un an și ceva. Creșterea în sondaje a celor de la AUR, în condițiile în care, repet, sunt de acord cu dumneavoastră, nu sunt mari restricții și oricum nu sunt respectate în România. E liberă treaba, să zic așa. Exact. Și nici în valul 4, doamna Pipidi, n-au fost atât de drastice și atât de dureroase. Da? Poate la începutul pandemiei, da? Discutăm de aprilie, martie-aprilie 2020. Da? Deci de unde e valul ăsta de nemulțumire, da? De agresivitate pe rețelele sociale? Și asta vă spun chiar din experiență personală. Foarte agresiv, foarte montați, da? În condiții în care nu e atât de, cum să spun, rău în comparație cu Australia. Da? Ați văzut cazul Djokovic și așa mai departe. Deci, după părerea mea, noi trebuie să nu încă să ne învățăm să trăim cu acest val de agresivitate, dar valul de agresivitate reflectă din nou lipsa unor politici publice sau chiar a jocului foarte perfid care a fost făcut de partidele noastre politice în ultimii ani, în care au încurajat această media socială sălbatică, în care sunt actori interesați, unii din ei sunt într-adevăr, așa cum se spune, troli finanțați de Rusia. În Germania am văzut dovezi nete că o parte din site-urile astea antivacciniste sunt troli finanțați de Rusia. Alții sunt actori aflați în opoziția politică care sunt la extrema radicală și care nu au altă cale să-și mobilizeze electoratele decât fiind foarte radicali. Deci, din nou, în Germania este o corelație destul de clară între zonele în care se votează Alternativa pentru Germania, partidul de extremă dreapta, și zonele antivacciniste. Da? Alea
sunt zonele în care lumea se opune, sabotează, nu poartă mască, în rest totul e normal și toată lumea se conformează. Deci noi am pierdut cu desăvârșire opinia publică, dimpotrivă. Noi am sabotat tot ce a fost autoritate în spațiul românesc. Noi doi am mai avut această discuție. Deci eu nu știu drept să vă spun aproape nicio altă țară decât Rusia, unde s-a făcut ceva așa de deliberat, să-ți distrugi cu bună știință tot ce este autoritate. Autoritate științifică, autoritate civică, absolut totul a fost anihilat, s-au creat tot felul de entități pseudo. Cine a făcut această chestie? Acest proces prin care societatea noastră normală a fost înlocuită cu o societate fabricată de niște servicii secrete care s-au întins pe spațiu economic, s-au întins pe spațiu media și care au conspirat să nu existe niciun fel de concurență reală. Au concurat ca viitorii candidați la președinție să treacă prin filtrul lor, ca primii miniștri să fie în fond de cont selectați de ei și așa mai departe. Bun, nu a rămas nimeni cu autoritate, nu mai ai pe cine să chem cu autoritate în clipa în care, uite, dai de greu. Dai de greu pentru că există elemente care sunt natural violente, da? Există oameni needucați care sunt mobilizați de jos educația, că de fapt asta e cauza foarte, foarte puternică. Jos educația. Să nu ne spună aia care au mai multă carte decât noi, dar eu am prins în anii 90, am stat într-un balcon în care la îndemnul domnului Iliescu, o piață întreagă a strigat uitându-se, mi se părea mie direct la mine, că eu eram reprezentant a ziarului nostru Opinia Studențească, au strigat moarte studenților, 5 minute în șir. Moarte lor, studenților. Suntem într-un moment cu totul similar. Moarte educației, fără dictatură medicală, fără ca aia care știu mai bine să ne spună nouă celor care știm mai puțin, pentru că pur și simplu am citit mai puțin, am dus mai puțin la școală, nu mai că doamna Pipidi revine obsesiv acum că s-au contaminat unii de la alții. Dom'le, e libertatea mea, e dreptul meu de a vrea să nu port mască, să nu mă vaccinez, este dreptul meu și trebuie să mi-l respecti orice s-ar întâmpla. Da? Bune, cu cum ieșim din situația asta? Deci fără ajutorul statului nu putem ieși, fără să-și asume. În alte țări m-am uitat cu admirație cum s-au dus bătălii extraordinare de către societatea civilă. Ca să cucerească opinia publică. Deci de la Elveția, în care am văzut o extraordinară mobilizare făcută ca să împiedice un referendum în care era vorba să nu mai poată să lucreze străinii, inclusiv românii. Să nu mai poată lucra străinii, că gata, Elveția pentru Elveția ne-a fost acum câțiva ani. Dar statul n-a făcut nimic, nici n-a putut să facă, că acolo statul e foarte complicat și fragmentat. Societatea civilă s-a mobilizat extraordinar și a câștigat acest referendum la câteva sute de mii de voturi. Dar l-au câștigat și au reușit să încheie această discuție. Deci Filipine, unde noi suntem anăm foarte mult cu Filipine, unde s-a luat premiul Nobel pentru pace de către o jurnalistă, Maria Risa. Da? Deci mediul care este descris de ea este un mediu în care spațiile astea, mediile sociale, sunt folosite mai ales de către organele statului, de servicii secrete, de poliția ascunsă a președintelui autoritar de acolo și de diverse grupuri. El folosește diferite grupuri și crește grupuri în care dușmanii pe care nu-i poate aresta pe cale legală îi linșează prin mediile sociale. Și cam așa a funcționat și la noi în ultimii ani. Și la noi a funcționat, deci s-a creat un asemenea mecanism de unde mediile sociale la început păreau drăguțe, blânde, o să le folosim numai la cauze bune, să apărăm mediul, să nu știu ce, au devenit de fapt un spațiu al promovării agresivității. În alte țări sunt politici contra faptului că și mediile sociale au o vină. Deci există dovezi publicate că algoritmele Facebook, de exemplu, au favorizat mesajele agresive foarte mult pentru că crește audiența. Totdeauna crește audiența când curge sânge, totdeauna crește audiența când dai pornografie, nu știm aceste lucruri. Și audiență mai mare înseamnă reclamă mai mare. Deci algoritmele lor au promovat mesaje care creează haite pe internet, în loc să creeze pe internet un spațiu în care informezi lumea, da? Și prezinți dovezi cum funcționează medicamentele și așa mai departe. Urmare, România este cea mai aberantă țară care am văzut, m-a sunat un prieten medic de la Paris în seara asta și am râs împreună, dar nu e de râs. Nu e de râs să ai o țară în care oamenii cred că mor de la oxigenul care ți se dă ca să poți să respiri și nu mor de la boală. În care lumea se teme de vaccin care are mai puține efecte secundare decât aspirina pe care o luăm toți în fiecare zi, în schimb își cumpără de la piața antivirale care sunt extraordinar de toxice și a căror eficacitate nu e dovedită sau e dovedită că nu există, da? Cum mai întorci lucrurile astea?
Noi suntem foarte puțini, în plus așa puțin cât suntem oamenii din societatea civilă care ne am putea aduna să facem ca în Elveția sau ca în Filipine, am fost absolut tot timpul o parte din această media socială a fost întoarsă contra noastră în anii din urmă. Și fără niciun motiv, că mulți din noi n-am avut niciun fel de ambiții politice. Am fost întotdeauna numai pentru a educa lumea, nu știu ce, n-a fost un pericol real, poate, din partea noastră. Ne-au supraestimat. Ne-au distrus, practic. Pe cine mai au ei nevoie acum? Deci uitați-vă că nu găsești un om să-l pui într-un clip să le spună la români să vaccineze. N-am văzut pe nimeni. De ce n-au încercat să o convingă pe Simona Halep, nu știu, că cred că urma ea a mai rămas în picioare, că a fost complet în afara spațiului controversat. L-avem în imagine pe George Simion, care a început și el ca activist civic, da? În zona de activist civic cu Basarabia, cu Republica Moldova, a devenit acum politician, copreședintele unui partid despre care sociologii spun că ar fi depășit chiar PNL și cu mult pe cei de la USR intrați în opoziție. Îl cunoașteți pe George Simion. Ce vrea să facă? Care e scopul lui George Simion? Deci nu știu dacă îl cunosc suficient de bine pe George Simion. E adevărat că face parte din mulți oameni tineri pe care i-am promovat și că o să mi-l reproșeze lumea că și pe Cristi Ghinea în scurtă. O, ajungem și la domnul Ghinea, că aici o să vreau să vi-l reproșez în seara asta că s-a întors iară la proiecte europene. Da? În sensul că încasează deci, o căruță de bani de la Parlamentul European, înțeleg, vreo 10.000 de euro pe lună. Da. Deci cu George Simion, după părerea mea, a fost o ocazie pierdută a clasei politice din România. George Simion a încercat să intre într-un partid tradițional și i-au închis ușa. Eu am încercat să-l ajut să se vadă pe vremea când el se ocupa numai de chestiunile cu unificarea, cu unirea Basarabiei cu România. Am încercat să-l ajut să se vadă cu președintele Iohannis. Și nu am reușit. Și atunci el mi-a făcut prima dovadă a faptului că este o persoană destul de redutabilă din punct de vedere al comunicării, pentru că a făcut acel happening cu scaune pe trotuar la Cotroceni, toți cei pro-unirea cu Basarabia, nu știu ce, și care protestau că Iohannis, în mod just, nu are o politică clar definită față de Republica Moldova la vremea respectivă, s-au dus și au pus scaunele pe trotuar la Cotroceni, i-au dat absolut toate știrile. Pentru că arăta atât de bine, da? Deci, în mod evident, el este cineva cu un foarte bun talent pentru media și în acest moment ce urmărește? Urmărește să-și facă o carieră politică, să se consolideze personal, i-au închis ușile în diferitele locuri care erau mai moderate și a găsit această nișă. Și a găsit niște prieteni, prietenii gândesc ca el, au fost oamenii din zona asta, referendumul pentru familie, care au văzut că au oarecare plajă. După părerea mea, să nu ne speriem că plaja asta nu este peste 50%. Da? Și nici acești oameni, eu nu cred că sunt niște psihopați, cum am văzut în Filipine sau în alte țări. Da? Dar sigur că ei au în față niște politicieni care sunt foarte ușor de atacat. Ce e mai ușor decât să-ți bați joc de câțul de Iohannis? Adică, zic, Iohannis te servește el cu mersul la piramide și cu toate astea. Și atunci vedem populismul radical care noi am avut noroc, eram ascunși pentru că PSD ani de zile, practic, ei, un partid de centru, au adăpostit și tendințele populiste. Și atunci la noi populiștii n-aveau loc pe margine. Mi-ați dat niște informații foarte importante. Deci el a încercat, spuneți, să intre în politică în zona de partide conservatoare moderate și a găsit nișa asta obligat de împrejurări. Dar el în sine, în ce crede? George Simion, e genul agresiv? O să vedem și, dacă ați văzut declarația cu acuzațiile de antisemitism, da, Claudiu Târziu, celălalt copreședinte, ar fi acuzat că are simpatii pro-legionare, da, fostul jurnalist și așa mai departe. El este un radical, George Simion? Asta e întrebarea mea. Deci, din punct de vedere al stilului, cert, e un radical, da? Dar și din nou stilul ăsta cu care eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord să mergi acasă la oameni când nu e vorba de cine știe ce. Deci e o mare dovadă de curaj să duci acasă dacă ești în Mexic la, nu știu, șeful mafiei. Să duci acasă și să-i faci circ la poartă. Dar să mergi la Râșnov știind că nu locuiești acolo, exact. La o casă de vacanță. Exact, dar la niște politicieni. Exact, la niște politicieni democrați să mergi acasă sau să mergi la partide, dar, din nou, până să dăm vina pe George Simion, cu care eu trebuie să spun că n-am vorbit în detaliu decât de vreo două ori și atunci am vorbit numai despre Basarabia, deci nu sunt deloc o autoritate să vă spun ce gândește domnul Simion și nici n-am fost apropiat sau absolut deloc acest lucru. Da? El m-a venit la mine cu cauzele lui pentru Basarabia, eu l-am ascultat și am zis, da, în chestiunea asta limitată cu Basarabia te sprijin.
și îți deschid. Și sunt martor că a vrut să meargă și la USR, că a vrut să meargă și la Cotroceni, a vrut să meargă în foarte multe locuri, pentru că în fond el la vremea aceea avea o agendă de lobby pentru cauza lui, deci nu căuta un partid anume. Dar a fost foarte prost primit peste tot. Da? Dar ce vreau să spun este că acest stil agresiv a fost dezvoltat în timpul luptei cu Dragnea de către USR-PNL, nu? Ei sunt primii care au angajat troli fizici, nu numai troli pe internet, care l-au trimis pe Ceaușescu la ușă. Eu nu pot să vin la televiziunea dumneavoastră fizic și data trecută când am plecat, m-a așteptat domnul Ceaușescu la ușă, da? Ferească Dumnezeu să ai o opinie care este de altă părere decât serviciile secrete în materie de politică externă. Atunci fusese asasinat un general iranian care evident era un criminal și nu merita să trăiască. Dar tot ce am spus eu foarte net atunci este că vor fi consecințe pe care nu ne le putem permite. Și a doua zi au trântit iranienii un avion ucrainean plin de civili, da? Pentru chestia aia am primit niște amenințări absolut îngrozitoare, inclusiv fizice. M-au așteptat pe stradă oameni plătiți de ăștia, că nu cred că altfel le pasă românilor, sincer să spun, de politica internațională. De Suleimani și de chestiunile de amenințe spontan, da? Acest stil, deci, a fost creat și promovat foarte puternic după 2017 ca parte a luptii anti-PSD și anti-Dragnea pentru liberal să ajungă la putere și useriști. Și păi înseamnă că își primesc propriul meniu și îl primesc acum invers, propriul meniu, nu? Cam așa s-a întâmplat, nu? Cam așa, dar per total, evident că este foarte rău, pentru că odată ce importi agresivitate în spațiu politic și nu mai e un spațiu civilizațional al dialogului, al dezbaterii, al informării, eu vin cu experții mei, tu vii cu experții tăi, în clipa în care ai pierdut acest lucru, e foarte rău pentru toată lumea. Luăm o pauză comercială și continuăm o discuție și despre liberal și despre cei de la PSD. Repet, e moment delicat. Săptămâna asta războiul politic se ascute. E practic primul mare conflict între PNL și PSD pe tema facturilor la energie și la gaze. Cei de la PSD vor să îl demită pe Virgil Popescu, da? Vor să îl schimbe pe ministrul energiei. Cei de la liberal încearcă să pareze lovitura asta politică, atacându-l astăzi pe Rafila. Nu au reușit. Pauză și continuăm dezbaterea, analiza. Mungiu Pipidi, o dezbatere despre o radiografie de început de an, să zic așa. Câteva informații de ultimă oră. Ministrul Energiei îl acuză pe șeful ANR, fost deputat PSD, Dumitru Chiriță, că el este responsabil pentru majorarea facturilor energie. Un alt lider PNL îi cere demisia șefului ANR și liberalii, cum spuneau, au declanșat atacul la adresa lui Rafila și Ciolacu pe chestiuni legate de vaccinare și de pandemie. Doamna Pipidi, astea sunt informațiile la zi, la minut de pe conflictul dintre liberali și pesediști. Vedeți, se vor calma, îi calmează președintele Iohannis sau se poate dezvolta o nouă criză politică? Eu nu cred că se va dezvolta nicio criză politică, așa cum cred că există răspundere. Adică nu am discutat cu criza energiei pe larg mai devreme. Dar așa pe termen mediu și scurt, sigur că unii puteau să facă mai mult sau să facă ceva, pur și simplu. Și n-au făcut nimic, inclusiv la nivelul declarațiilor uneori. Dacă ameninți că faci ceva, e suficient. Dar să fii complet absent, cum s-a întâmplat, e mai greu. Deci nu, vor încerca să arunce pe cineva la haită, că cineva trebuie să plătească pentru asta. Și că veni vorba numai un lucru, o să mai spun cu energia. Eu, să știți că am dat sfoară în țară totuși când am venit aici după de anul nou, la vecinii mei să-mi producă cineva facturile astea mari. Deci nu vorbesc numai de facturile mele, că n-am văzut decât din luna decembrie și nu m-am speriat. Și încă nu mi-a adus nimeni o factură foarte mare. Deci iarăși, nu știu, sunt sigură că așa e, că prețurile au crescut, mai ales aflăm că au crescut prețurile la școli, la cine plătește agregat, au crescut prețurile în unele locuri foarte mult, dar realmente ar fi foarte bine dacă mass media în diferite chestiuni ca asta cu energia sau în chestiuni ca, precum cea cu Rusia, care sunt destul de rele ele în sine, n-ar exagera. Eu am căzut peste vreo două televiziuni noua voastră care prezentau chestia asta cu facturile ca fiind absolut catastrofică și pentru toată lumea și până voi mine. Stai puțin un pic, să se adune un pic mai multe dovezi ca să ne lămurim exact, că nu e bine nici isteria asta generalizată să o faci, să nu plecăm la război cu Rusia și nici nu îngropăm țara din cauza facturilor ăstora pe energie pe termen scurt. Hai să vedem un pic ce se întâmplă fără să creăm atâta
panică. Panica nu ne ajută să rezolvăm nimic. Bun. E un subiect umflat, ăsta cu factura, cu energiile, cu energia, cu gazele, ca să acopere, nu știu, pandemia sau să acopere altceva? Poate fi o interpretare asta? Eu ce am văzut era net un subiect umflat, da. Și nu numai prețul la pandemie. Sigur, e inflație, e foarte rău, dar am văzut de non-stop emisiuni despre prețuri, despre nu știu ce, la fel cum am văzut emisiuni cu totul catastrofice și despre pandemie, la oameni care făceau emisiuni catastrofice acum o lună de zile, să ne oprească să vaccinăm lumea. Deci sunt cam aceiași oameni, da? Ca alte țări se plâng de faptul că n-am reușit să reglementăm și să facem civilizate mediile sociale, dar noi n-am reușit să facem civilizate nici mediile tradiționale. Noi în continuare avem televiziuni care au o răspundere directă a faptului că ne-a venit atât de greu să convingem lumea în materie de vaccinare, care au promovat numai medici care de fapt ar trebui excluși din corpul medical. În alte țări au fost excluși și la noi au fost excluși și sancționați vreo câțiva, da? Dar e foarte greu să excluzi, să sancționezi pe cineva când permiți în mass media să existe, când ai un CNA complet absent și permiți în mass media să fie promovate neadevărurile cu atâta forță. Știți cum e, deci oricine promovează comportamentul animale, oamenii sunt niște animale. Spune unui copil, băi, de mine nu mai ai nevoie să înveți, nu mai ai nevoie să te speli, nu mai ai nevoie să faci nimic din toate astea. A, și ești mai mare decât Gicu de la Scara 2. Te enervează Gicu, dă-i, băi, un picior în gură și foarte bine. Devii imediat foarte popular, nu, cu asemenea comportamente. Deci dacă lași asta, dacă nu pui niciun fel de reguli în media, iată ce pățești, da? Și după aceea statul da. Totuși este cel care are de plătit nota de plată și suntem în momentul în care statul și cine e la guvernare suferă consecințele faptului că au permis să dezvolte asemenea medii, da? Sunt instituții să dăm afară pe ăla de la ANRE, da? Sigur, dați-l afară. Dar ăia de la CNA nu-i dă afară nimeni. Deci șeful de la CNA sau cine au fost șef, că eu mă scuzați, nu știu despre cine e vorba, am pierdut și eu cu CNA-ul ăsta. Este cine domnul... a fost la CNA? E doamna guvernat, acum președinte, din câte înțeleg, Mircea Toma. Da, cine a fost acolo în un an și jumătate ăsta în care noi am reușit? A fost un haos, că n-au avut constituit complet colegiul de conducere a CNA. În acest an și jumătate, România a pierdut bătălia cu adevărul, da? Și dacă trebuie totuși cineva să aibă răspundere pentru faptul că s-a pierdut bătălia cu adevărul, sunt totuși cei de acolo care răspund pentru, și au bani, au salarii foarte serioase în acea instituție, care răspund pentru climatul de civilitate. Dacă am pierdut bătălia cu adevărul, frumoasă formulare, ce ne așteaptă sau ce se va întâmpla? Suntem în post-adevăr, nu? Sau exact. În ce... Suntem după adevăr, exact. Suntem după adevăr și ce se va întâmpla este că o să trecem din crize în crize în care cine are ghinion, cine duce greu o pandemie, cine are de ales, cine lucrează în spitale, cine e terapie intensivă, cine e recrutat din diverse alte departamente medicale, că la fiecare criză are loc imediat o conscripție, adică oamenii sunt recrutați ca la armată și trimiși medici din alte secții să lucreze acolo. Aia va cădea. Și cum se descurcă, ca să zic așa, treaba lor, că rest nu-i pasă absolut nimănui de ce se întâmplă acolo până nu se atinge oamenii direct. Și așa se va întâmpla cu absolut toate crizele. Da? Faptul că este coaliție de guvernare mai mare e în continuare un lucru pozitiv, pentru că totuși soluțiile în chestiunea asta cu energia și pe termen mediu și pe termen lung trebuie să întrunească un număr mare de voturi, da? Ca să poată să treacă. E așa ușor să arăți imediat pe cineva, să spui ăla e de vină sau ăla e de vină. Deci nu, în continuare e un beneficiu că ai o majoritate, dar majoritatea asta mai mare nu poate fi mai deșteaptă decât, sau mai bine pregătită decât era când avea o majoritate mai mică. Sau tot în oameni care nu au circuitele astea experte bine definite, care în fond au fost selectați și puși acolo dintr-un singur motiv, că sunt practic aia pe care i-au lăsat serviciile secrete de la toate partidele, că pe alții au eliminat. Da? Deci și poate că nu erau ăștia cei mai buni din clasă, cei mai potriviți și care sunt așa de bine conectați la lumea da, expertizei naționale. Așa credeți sau știți că se întâmplă, apropo de selecția pe care o fac serviciile pentru establishment, pentru cei care au funcții de conducere? Eu am văzut că între timp s-a publicat pe G4 Media faptul că ei sunt cei care au spus de la început că în România e statul paralel care ne conduce. Deși, dacă nu mă înșel, acest canal media a apărut destul de recent. Dar, în sfârșit, eu sunt gata să cedez
în clipa în care văd că se generalizează această idee și că nu mai e ceva excentric să spui că ne conduce statul paralel și un stat paralel care nu e de premianți la Olimpiadă, da? Ci de diferite grupuri din servicii care vor să-și maximizeze puterea și interesele economice și care au infiltrat și controlează partidele politice. În clipa în care văd că se generalizează, că se ajunge până și pe G4 media să spună așa ceva, sunt gata să cedez paternitatea acestei idei. Da, ei au spus asta absolut tot timpul și eu mă alătur lor. Au perfect dreptate acești oameni care de la rezist au trecut în partea asta la altă și au ajuns la statul paralel. Așa e, e just. Păi care e stat paralel? Adică, da, stat paralel care e în spatele actualei guvernări și nu mai e cu cine? Nu să ne înțelegem că statul paralel e vasta, România are vreo 7 servicii secrete, da? Și sunt unii mai înfipți, sunt unii mai puțin înfipți, sunt unii care au ieșit da, mai identificați în față, un veritabil centru de putere astăzi în România sau sunt mai multe centre, mai multe grupări? Centrul de putere este cel... Nu, sunt mai multe, dar centrul de putere este cel constituțional, care este evident la Palatul Cotroceni, pentru că acolo este controlul acestor servicii secrete. Dar el e un control foarte parțial, să ne înțelegem, să ne înțelegem că totul e foarte parțial. Deci totul s-a făcut prin înțelegeri. Îți dăm acest lucru și ne lași și nouă da, zonele noastre de influență. Pol de putere la partide mai sunt? La PNL, la PSD, la... Deci după părerea mea, PNL a pierdut de foarte multă vreme bătălia, dacă or fi dus această bătălie. Acum văd că domnul Orban și el zice că există statul paralel. Deci, din nou, îmi spun, sunt impresionată câte lume de un an încoace începe să recunoască că există statul paralel, care era considerată o paranoia a noastră, da? Și din cauza că Liviu Dragnea folosise în mod stupid și în exces pentru interesele lui sintagma, dar nu-i mai puțin adevărat, fapt că Dragnea este singurul care a încercat la un moment dat să taie bugetele statului paralel, da? Și că ceea ce i s-a întâmplat are o legătură directă cu această acțiune, care n-a fost vorbă, cu încercarea de a mai reduce un pic din aceste zone. E, asta este. Deci nu o să mai încerce nimeni, după părerea mea, foarte, foarte multă vreme. Pentru că s-a văzut ce poți să faci folosind mediile sociale, folosind mobilizarea oamenilor care sunt foarte naivi și se lasă păcăliți și se lasă și înrolați în haite agresive, fără să se gândească un pic, dar de fapt eu mă aleg. Ultimul minut, o întrebare despre, ați văzut Federația Rusă cere NATO să retragă capabilitățile militare de pe teritoriul României? Un scurt comentariu chiar pe finalul emisiunii. Credeți că se expandează criza asta sau se rezolvă prin negocieri diplomatice? Eu am mai scris acest lucru, am o opinie neortodoxă. Eu găsesc că România a avut o politică greșită că a promovat în summitul de la București și după aceea extinderea alianței în Ucraina și în Georgia. Nu vrem ca Rusia să aibă spațiu de influență în țările vecine, dar în același timp este o aberație să spunem că dacă NATO se extinde în zonele astea, asta nu este un fel de a provoca Rusia și de a provoca ceva cu care nu avem cum să facem față. Da? Deci, pe cât sunt de părere că trebuie să-i îngropăm pe ruși în sancțiuni pentru cum se poartă față de drepturile omului și de alte lucruri, pe atât sunt de părere că trebuie să o lăsăm mai moale cu extinderea NATO la Ucraina și la Georgia. Trebuie să dăm semnale clare că nu o să acceptăm ca Rusia să invadeze. Dar țările astea nu au ce căuta în NATO, cum și nouă ne s-a spus când am vrut să aderăm, că nimeni cu probleme de frontieră și necazuri cu vecinii nu poate intra în NATO, fiindcă NATO nu se va amesteca în aceste dispute de frontieră. Nu Mulțumesc. Înțeleg de ce acceptăm astăzi o schimbare. Mulțumesc, doamna Pipidi, pentru prezență, pentru analiză. Urmează știrile nopții. Ne revedem duminică într-o ediție specială. Am pregătit câteva subiecte extrem de interesante. Noapte bună, să ne revedem sănătoși!